Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Vrăjitoarele au fost întotdeauna subiectul interesului publicului, fiind prezente în folclorul, mitologia și cultura populară din toată lumea. În acest articol vom explora istoria vrăjitoriei, ceea ce înseamnă să fii o vrăjitoare în zilele noastre și cât de reale sunt puterile și practicile lor. Istoria vrăjitoriei, vrăjitoria datează de sute de ani și este strâns legată de practicile religioase și spirituale ale multor culturi din întreaga lume. În societățile premoderne, vrăjitorii erau văzuți ca fiind legați de lumea spirituală și de divinitate. Ei erau adesea consultați pentru a-și oferi sfaturi și pentru a efectua ritualuri de vindecare și protecție. În Evul Mediu, vrăjitoria a fost adesea considerată drept o formă de erezie și a dus la persecutarea și executarea multor oameni acuzați de vrăjitorie. Acesta a fost cunoscut ca vânătoarea de vrăjitoare și a avut loc în special în Europa între secolele al XV-lea și al XVII-lea, ceea ce înseamnă să fii o vrăjitoare astăzi. În zilele noastre, termenul de vrăjitoare este folosit în mod obișnuit pentru a descrie persoanele care practică diferite forme de spiritualitate și magie, precum Wicca sau magia populară. Aceste persoane pot fi femei sau bărbați și vin din toate culturile și mediile. Practicanții moderni ai vrăjitoriei se concentrează de obicei pe lucrul cu energiile naturale și spirituale. Cum ar fi plantele, pietrele sau animalele, pentru a obține beneficii personale sau pentru a ajuta alții. Aceștia folosesc adesea ritualuri și incantații pentru a îndepărta energiile negative sau pentru a atrage lucrurile pozitive în viața lor. Puterile și practicile vrăjitorilor, multe dintre practicile și tradițiile vrăjitorilor se bazează pe credințe și tradiții străvechi, iar multe dintre ele sunt controversate. Deși există multe persoane care cred cu tărie în puterile vrăjitorilor și practicile lor, alții sunt mai sceptici. De exemplu, există vrăjitoare care susțin că pot vindeca boli sau că pot influența situațiile prin intermediul magiei, iar altele care spun că pot comunica cu spiritele sau cu morții. În timp ce unele dintre aceste practici sunt privite cu scepticism de către mulți, alții cred că puterea vrăjitorilor este reală și că aceștia pot fi de ajutor în anumite situații.